Haideți, doamnelor, domnilor, dragi oameni buni, sunt Alexandru Bugna și în această seară îmi face deosebită plăcere să vă prezint concertul extraordinar de Corinte, plăjuit de marea sărbătoare pe care cu toții o așteptăm, un concert gândit pentru dumneavoastră special, de un om deosebit care a plecat din mijlocul dumneavoastră, dar care, iată, se reîntoarce cu drag acasă, pentru că este locul cel mai apropiat sufletului său și dorește ca, în prag de sfinte sărbători, să vă aducă în suflet multă bucurie și lumină. Este vorba de domnul comisar șef, Laurențiu Batin. Dânsul a ținut ca această întâlnire de suflet din această seară să ne apropie mai mult de marea sărbătoare a nașterii Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Am lăsat și eu Domnul deoparte la Bistrița, deși acum, acolo, azi și mâine, sunt manifestări deosebite, o manifestare gândită la Muzeul Județean, Crăciun în Bistrița Veseuri, și am răspuns invitației soților Florentina și Petru Giurgi, bunii mei prieteni și colegi de cântec, care, fiind în subordinea Domnului Batin, au venit să vă aducă și ei colindele adevărate ale maramureșenilor. Și o să vedeți, de fapt ați și văzut, alături de noi sunt doi reprezentanți de frunte ai cântecului popular din Ținutul Clujan. Este vorba de Traian Ilea și soția dumnealui, Valeria Codorean Ilea. Va fi o seară minunată în care ne vom apropia mai mult de sănătatea marii sărbători a Crăciunului și ne vom bucura sufletul cu aceste cântări zăvisite de sufletul curat și bun al românului, a credinciosului, care a știut să creeze aceste nestemate ce vorbesc de la sine despre faptul că neamul nostru românesc este, în primul rând, un neam creștin. Ne vom bucura în debutul spectacolului nostru de colindele extraordinare aduse de cel mai bine colindător. Blăstarele localității dumneavoastră, colindătorii de aici, din Berbești, veniți să aducă vestea minunată a nașterii Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Bye!
puneți căciurile jos, să vi le împlem cu grâu, că vă solda până în brâu. Tiloresa, domne, grâu de primăvară și în poșil cămară și pe prins pe fară. Tiloresa, domne! Câte fel pe cocoșa în țococoi frumos! Câte pe casa tu să gabe pe masă! Tiloresa, domne! Colindele în glasurile lor, în glasurile izvorâte din sufletul curat al copiilor și bucuria pentru ei este deosebită. Este o sărbătoare a bucuriei, este o sărbătoare a împlinirii, Crăciunul fără îndoială, este cea mai importantă sărbătoare pentru noi, pentru creștini, pentru că nașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă, dacă vreți, punctul zero al existenței acestei lumi. Venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu a împărțit existența lumii în două. Vorbim de era dinainte de Hristos și de după Hristos. Hristos este în centru, este în mijlocul existenței acestei lumi. Așa încât acest moment extraordinar a fost surprins foarte frumos în colindele noastre românești, pentru că românii noștri, țăranii noștri au știut să creeze aceste adevărate pagini de Evanghelie prin care au adus preamărirea lui Dumnezeu. Cred că niciun alt neam de pe acest pământ nu are o bogăție atât de mare, de profundă, un înțeles atât de profund și de teologic, dacă vreți, al colindelor cu mare neamul nostru românesc. Pentru că în colindele noastre regăsim
tot ceea ce este legat de mântuirea acestei lumi. Găsim toată activitatea mântuitoare a lui Iisus Hristos pe pământ și o să vă dați seama de acest lucru ascultând colindele din această seară. Mă bucur că sunt și eu prezent în această seară alături de dumneavoastră și mă bucur să vă aduc și eu colindul meu năsăudean. Cărarea șerpuită cu arjint cetruită din cântând de sărbători ce te de colindător din cântând de sărbători ce te de Usuioc, verghe pe masă, slobozânie, gazdă-n casă. Usuioc, verghe crengos, astăzi somn născut Hristos. Yeah.
cincioare, prin mânuri și prin cincioare. Îi băceau groasă chiloane, îi băceau groasă chiloane. Îngerii l-o lăuda,
Noi nu facem altceva, dragi om bun, decât continuăm ceea ce au făcut primii colindători. Și primii colindători, primii care l-au colindat pe Pruncul Iisus, au fost îngerii. Ceata de înger deasupra ieslei Betleemului au pogorât și au cântat mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună învoire. Iată mesajul Crăciunului. Iată mesajul divin a sărbătorii pe care o așteptăm cu atâta drag. O sărbătoare care are un profund caracter religios și de aceea trebuie să ne gândim în primul rând la semnificația ei religioasă. La ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi oamenii, dându-și pe unicul său fiu să poboare pe pământ și să pătrânească pentru noi. A fost cel mai profund gest de dragoste al lui Dumnezeu pentru oameni. Faptul că a îngăduit să poboare fiul său pe pământ pentru mântuirea noastră a tuturor. De aceea, în timpul acesta în care ne pregătim pentru întâlnirea cu Marea Sărbătoare, dar și în timpul sărbătorii, să nu uităm de mesajul creștin al acestei sărbători, dar să ne și bucurăm sufletul cu tot ceea ce avem fiecare dintre noi, pentru că, într-adevăr, este o sărbătoare a bucuriei. Iar colindele noastre sunt mărturie că neamul nostru românesc a știut întotdeauna să dea preamărire lui Dumnezeu în aceste momente extraordinare. Ne vom convinge de acest lucru și în minutele următoare, pentru că vor veni în fața dumneavoastră doi artiști foarte iubiți, doi interpreți care creează un cuplu și pe scenă, dar și în viață. Soț și soție. Doi mesageri ai cântecului popular din zona Clujului, pe care sunt convins că îi cunoașteți din emisiunile de radio, de televiziune și sunt convins că de mult timp au intrat la sufletul dumneavoastră. Astăzi vin în ipostaza de colindători. Îi invit în fața dumneavoastră pe soții Traian Ilea și Valeria Codorean Ilea. Mulțumim comunității și tuturor celor implicați în invitația noastră să fim alături de dumneavoastră noastră, să vă batim. Dar prietenii noștri, Florentina și Petre Turci, au fost mijlocitori. Invitații sunt prietenii noștri și le mulțumim că ne-au oferit dreptul de a fi înainte cu câteva zile de la cea mai frumoasă sărbătoare peste an, alături de dumneavoastră. Am înțeles la o mică discuție cu domnul primar că anul viitor se invitați de acum pentru Sfântul Nicolae. Pentru Sfântul Nicolae, deci suntem a doua la Berbești, veni cu certificatul de naștere să-mi faceți buletin. Blessed Maria. Gloria a Dios.
Fecioară, viețuia, ce mai e?
mai departe. Ce-ați văzut, păstor, scurați pânzor? Am văzut un născut, ce era din ce căzut, fiind Dumnezeu. Yeah.
vă dea Dumnezeu să vă dor fericite și un an nou. La mulți ani. Să scăpăm de 13 de astea. Și un an mai bun. Un an mai bun să ne dea Dumnezeu și puterile de-a. Ne vedem la anul dacă ne ajută Dumnezeu. Poeții noștri au scris versuri extraordinare legate de această mare sărbătoare și îmi amintesc de poetul național Mihai Eminescu, care atât de frumos zugrăvea această sărbătoare a nașterii Domnului prin versurile Colinde, 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 e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemeni oglinzilor și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de astăzi e când scânte sterele. Se bucur copiii, copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptănă pletele. De dragul Mariei și a Mântuitorului, lucește pe ceruri o stea călătorului. Cei trei magi care s-au îndreptat înspre Eslea Betleemului au fost luminați de această stea, trimisă de bunul Dumnezeu pentru a le arăta locul unde Fiul lui Dumnezeu a pogorât pe pământ. Acea lumină sfântă care a îndrumat pe cei trei magi înspre Eslea din Betleem să vă lumineze și dumneavoastră viața, drumul vieții în continuare și să vă aducă acea tihnă, pace, liniște și tot ceea ce dumneavoastră vă puneți în gând cu această sărbătoare. Mă bucur să fiu alături de oameni extraordinari în această seară aici. Vă spuneam de domnul Laurențiu Batin, de domnul comisar șef. O văd aici pe cea care, fără îndoială, a fost unul din cei mai valoroși primari pe care a avut vreodată Sighetul Mărmației, doamna Jeni, doamna Eugenia Godja, pe care o felicit astăzi consilier județean în cadrul Consiliului Județean Maramureș, un om de suflet, un om extraordinar care iubește foarte mult acest ținut al țării Maramureșului și acest loc. Mă bucur să o reîntâlnesc în această seară aici și mai ales mă bucur să văd că preoții dumneavoastră sunt aici în frunte, așa cum sunt la Sfânta Liturghie, sunt și la momentele de bucurie, pentru că acesta este un moment de bucurie în care ne întâlnim cu aceste cântări închinate Mântuitorului. Sunt și la momentele grele, pentru că dumnealor sunt cei pe care Mântuitorul Hristos i-a lăsat pentru a păsturi turma cea cuvântătoare. Este o mare bucurie să văd că aici, la această întâlnire, preoții sunt alături de dumneavoastră. De altfel, vreau să vă spun că colindele noastre adevărate, cele mai frumoase colinde, sunt aici, în nord de țară. Aici, în Maramureș, primul colindător care a impresionat lumea a fost Ștefan Hrușcă, cel care, cu glasul său extraordinar, a făcut ca aceste colinde să fie cunoscute. După el, am curajul să spun aici, în fața dumneavoastră, că pe mine personal, dar și pe mulți alții, m-au impresionat atunci când au venit cu un album de colinde doi soți de aici, de la dumneavoastră. De aici, din acest ținut de legendă și dor. Este vorba de Florentina și Petre Giurgi, care au venit cu un material extraordinar. Care au adus colinde pe care nu le mai auzisem până atunci. Nu aceleași colinde ale Ștefan Hrușcă. Colinde care nu au fost scoase la lumină, colinde extraordinare care vorbesc de la sine, de valoarea acestor creații nemaipomenite de aici, de la dumneavoastră, din Maramureș. Știu că au două albume de folclor și că ambele s-au bucurat de cel mai mare succes la casa de producție unde au fost ele scoase. Florentina și Petre Giurgi, în afară de faptul că sunt doi interpreți de mare valoare ai folclorului maramureșan, am curajul să spun că sunt cei mai valoroși colindători ai Maramureșului la această oră. Pentru că aceste colinde pe care ei le-au scos vin din sufletul lor curat și bun, din sufletul lor credincios, care au știut, iată, să redea publicului aceste valori inestimabile ale Maramureșului. O să vă convingeți de acest lucru ascultându-i în minutele următoare pe acești doi rapsozi extraordinari ai țării Maramureșului. Florentina și Petre Giurgi. Florentina s-a întâmplă un om deosebit. Știm că tu știi vorbi, nu știu mulți alții. Mulțumim din suflet. Este o bucurie să ne reîntâlnim din nou cu dumneavoastră. Iar aceasta se datorează familiei Batin, care a ținut cu orice preț să venim și în acest an să vă colindăm.
Vă dorim sărbători fericite, bucurii și tot ce vă doriți în noul an. Dumnezeu să vă ajute!
Crăciun. O să invit colegii noștri ca să vină aici pe scenă și le mulțumim din tot sufletul că au acceptat să vină aici la dumneavoastră în Bălbești. Cred că se cuvine, în primul și în primul rând, să le mulțumim acestor minunați artiști, oameni deosebiți aleși, adevărați păstrători ai cântecului nostru românesc. Au venit aici, de peste mări și zări, să ne colinde, chiar în acest sat maramureșan tradițional, care începând cu acest an, a început să privească spre prima lui atestare documentară. Apoi, trebuie să le mulțumim invitaților noștri, care au ales, sper eu, să fie colindați pentru prima dată în acest an, în acest sat al nostru și alături de noi. Preacucenice Părinte Consilier Doctor, vă rog să duceți mai departe colindul nostru Preasfințitului Iustin Sighetianul, care a binecuvântat această activitate și care a făcut tot posibilul ca să fiți azi alături de noi. Să știți că nu sunt singurul în organizarea acestui eveniment. Am alături de mine și am avut, ca și de altă dată, mulți prieteni, mulți colegi, cărora le mulțumesc și împreună cu ei vă adresăm tuturor un Crăciun îmbelșugat, un Crăciun fericit, la mulți ani și toate cele bune. Vreau să dau cuvântul nașei mele, Doina Voina, să spună două cuvinte. Distinși oaspeți și dragi bălbășteni, cu bucurie particip la această manifestare deosebită organizată aici la Bălbești, un concert de colinde la care a fost invitată întreaga suflare a satului. Cum mai înainte se recitase din Eminescu, colinde, colinde, vremea colindelor, și eu m-am simțit extrem de emoționată, cum rar mi se întâmplă, ca după 47 de ani să mai aud colindele în Bălbești. Acum 47 de ani, când am venit la Bălbești, satul meu de suflet aici se colinda. Mult, coconi încete mici însoțit uneori de părinți ca să nu fie speriați de draci cu droange din Viflaem. Și ce Viflaem mai aveau bălbeștenii atunci, extraordinar de frumos. Pentru copii era o bucurie să primească un colac, portocale, bomboane, iar uneori erau tratați cu pancove și cu bănuți. Iar ei priveau cu încântare la pom, pomul de Crăciun. La casa parohială veneau cete de copii cu steaua, cu capra, veneau coratorii și oamenii din sat să-l colinde pe preot. Erau colindați dascării, preotul, atât de tineri cât și de cei mai puțin tineri, care făceau urări de sănătate și belșug gazdelor. Toată noaptea răsuna satul de colinde, era o atmosferă magică, parcă și cei trecuți în altă lume se bucurau la auzul colindelor. Mă bucur că, iată, se colinde în sat la Bălbești. Nu la muzeu, nu la televizor, ci în satul cu oameni vrednici, unde credința și dragostea de neam au reușit să conserve tradițiile și obiceiurile. Chiar dacă satul și-a schimbat înfățișarea, modernizându-se, ceea ce a existat acum aproape 50 de ani mai dăinuie. Un fiu al satului care ilustrează în chip minunat ideea că dăruind vei dobândi, ne oferă tuturor un dar ce ne umple sufletul de lumină, un concert de colinde tradiționale. Din preaplinul sufletului său, Laurențiu Gheorghe Batin, ai lui prieten și rude, au dorit să ne facă să simțim magia Crăciunului, să colindăm cu sufletul curat alături de distinși colindători care ne-au prezentat un recital de colinde extraordinar, să lăsăm deoparte toată grija cea lumească și să ne bucurăm și să ne umplem sufletul de lumina Crăciunului. Dăruind, Laurențiu câștigă prețuirea noastră. El dăruiește, nu cere. Colindele ne aduc în suflet miresme de busuioc, tămâie, de pâine caldă, de bucurie neprihănită, de bucuria neprihănită a nașterii Domnului. Urez bun venit interpreților de prestigiu. Prezența aici pe mulți cunoști și prețuiesc pentru talentul și dăruirea lor neobosită.
Ei ne-au adus în față străvechi obiceiuri și mai ales sunt încântată, n-am putut să-mi desprind ochii de la copiii care au deschis programul. Doamne, ce copii frumoși sunt la Berbești și Maramureșul nostru drag! Chiar dacă peste obiceiurile noastre, Occidentul a mai adus și a suprapus niște alte obiceiuri care, într-un fel sau altul, au tulburat tradiția, totuși, concertul de colinde, râvna unor oameni dăruiți, aduce acea strălucire și acea lumină pe care românii au avut-o dintotdeauna. Așa încât leruile, florile dalbe de măr, toate aceste refrenuri să răsune și în acest Crăciun, peste tot Berbeștiul, să se audă cântecele pe care le-am cântat și noi când am fost mai tineri, pe care le murmurăm și acum când suntem mai puțin tineri. Vă doresc tuturor Crăciun cu pace și cu bucurie și încă o dată mă bucur că m-ați ascultat. Dragi interpreți, stimați invitați, dragi locuitori ai localității Berbești, preatucernici și părinți, ascultând colindele și aceste cuvinte de suflet ale doamnei Voinea sau cuvintele pline de încărcătură duhovnicească a domnului Alexandru Pugna, am avut sentimentul, probabil că și dumneavoastră, că ne aflăm cu adevărat la o șezătoare. Și de ce spun acest lucru? Pentru că atunci când în aceste părți de țară noi românii n-aveam voie să învățăm, n-aveam dreptul la învățătură, șezătorile erau adevăratele academii ale noastre. Aici învățam la șezători să colindăm, învățam diferite meșteșuguri, învățam cum trebuie să ne purtăm, învățam despre credință, cu alte cuvinte învățam toate lucrurile care ne erau de folos sufletesc pentru a parcurge viața noastră pământească așa cum este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iată, ne suntem astăzi într-o zi o semnificație teologică poate deosebită și care poate nu totdeauna o sesizăm. Suntem în 21 decembrie, solstițiu de iarnă. De astăzi înainte crește ziua și scade noaptea. Și nu întâmplător, pentru că mai avem o zi, două, când vine lumina cea de sus, Mântuitorul Iisus Hristos, se întrupează, actualizând din nou acel eveniment extraordinar, pe care cu greu îl putem noi pătrunde, noi oamenii, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că este taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Iată, dacă El ne-a descoperit această taină atât de frumos, devenind din Dumnezeu om, lucru greu de priceput de noi oamenii, în același timp a realizat un alt lucru la fel de important și la fel de greu de pătruns, ne-a ridicat pe noi oamenii la nivelul lui Dumnezeu. Și acesta este cel mai important mesaj al sărbătorii pe care o așteptăm cu atât drag. Pentru că altfel, existența noastră aproape că n-ar avea niciun sens dacă n-ar fi venit Mântuitorul Iisus Hristos să realizeze aceste lucruri. Iată, acum, în aceste zile atât de binecuvântate, nu-mi rămâne altceva decât mulțumirilor mele să adaug și mulțumirile ierarhilor noștri, a înalt preasfințitului Iustinian, a preasfințitului Iustin, în primul rând celor care s-au ostenit să organizeze această manifestare cultural-religioasă, aici, în localitatea Berbești, să-i mulțumim domnului Laurențiu Batin, cu care colaborăm de multă vreme, este și membru în adunarea eparhială a Episcopiei Maramureșului și Sărmanului, să le mulțumim interpreților care, iată, au binevoit să fie astăzi prezenți aici, să ne bucure pe toți, să mulțumim Tatălui Ceresc pentru că ne-a dăruit aceste bucurii sufletești, iar ce pot să vă spun, că mărturisirea păstorilor, cântarea îngerilor și darurile magilor să vă aducă în suflet lumina cunoștinței cele de sus, iar noul an să fie plin de realizări și bucurii sufletești pentru toată lumea.
acest praznic luminat, noi cu drag l-am așteptat, auzind îngeri în cer cântând și magii cu steaua călătorind. Faceți bine și iertați vorba să nu ne purtați, să aveți dumneavoastră parte din nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să ne fie de folos la anul și la mulți ani. Fără îndoială au fost clipe de emoție, clipe de înălțare sufletească, momente în care ne-am apropiat mai mult de însemnătatea acestei mari sărbători creștine a nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tuturor sărbătorii binecuvântate, pruncul Iisus să se nască în ieslea Betleemului sufletului dumneavoastră, să vă aducă tihnă, pace, belșug, mesele încărcate, iar pe lângă mese, cei dragi, unii plecați departe, să fie alături de dumneavoastră și să vă bucurați, așa cum este obiceiul și datina la noi, la români. Sărbători fericite! Gazdă veselosă că ai primit colinda noastră, iar nașterea lui Hristos să ne fie de folos.